Ok, salutare lume și bine v-am găsit cu un nou episod din Sanreas Multiplayer pe rpgday.bizon.ro. Cât de interesant. Bun, pe aici cineva mi-a spus că băi, nu mai filma când e plin cu mașina, că nu știu ce căcat, că nu știu cum, că după ce când fac și eu timp să filmez, mai trebuie să fac și ceva activitate, ci că parcii, știi, ceva interesant, nu știu, pula mea. Cât ți-e pe server 876, ai nimic toată, pe 876 de oameni, știți cum eu strâng în fața porții, când le zic bă, băi, ce faceți? Ei vin și îmi răspund cât e Wizard, da. Salut. Ce faci? Bine. Tu. O să zic că filmezi când mai filmezi. Acum. Deci o să dăm frumos aici spawn change și o să mergem la spawn obișnuit fiindcă vreau să întâlnim și eu raportul. Din câte știu trebuie să fac ceva genul 100 de încă, 100, încă vreo 10 din astea tractări valide. Din câte știu că am mai tractat eu cu 1000 HP pe acolo, n-am realizat până la mea, slash delay. Așa, slash ftt la mine raport și așa mai departe. Bun. Hai să mergem până în cum îi zice, mă, cum până în SF la tracker, fiindcă acolo fac mai ușor raportul și după ce termină raportul, cred că încep termin și filmarea. Asta ideea e să filmez măcar vreo 20 de minute, nu știu, să mai vorbesc ce e nou pe aici. Am găsit puțin timp genaz, am zis că nu mai ies, nu știu ce, stau acasă și bag un episod din uite, pe aia puteam să tractez, de aia asta e. Să bag un episod din San Andreas Multiplayer. Data trecută când am editat căcatul ăla de video, am uitat, gen, a fost, la sfârșit, a fost audio de două ori, gen, s-auzea ceva gen eco, știi, nu știu, pe pula mea. Am cred că a fost mare deranj și am zis, bă, frate, uite cât de repede a venit lumea și a comentat la video ăsta și a dat like-uri și le-a plăcut și nu știu ce. Și am zis că hai să mai pun un episod, chiar dacă pur și simplu din... cum îi zice, din YouTube ăsta nu câștig nimic, deci doar așa de, nu știu, de flori de măr ca să mai, nu știu, să mă mai, nu știu, să mă mai, nu știu, ce dracu. Trebuie să găsesc cuvântul, bă, stai, nu, stai. Cum îi zice, bă, la aceea, bă? Să mă mai, nu știu, să mă mai deconectez la viața cotidiană, probabil, habar n-am, nu știu, bă. Eu tocmai ce am terminat un căcat de eseu despre stas pula mea, unde dracul am pus, pută-mi în gură. Da, imaginați-vă că acum caut ceva pe aici și în același timp conduc și nu prea. Bun, deci am avut de făcut un... discurs argumentat. Timp pula mea cu tracker-ul, mătii. Fai de pula mea. Bă, cum dracu ajung eu în sam... Știți ceva? Poate o colesc eu puțin, dar e mai sigur parcă e bun. Deci episodul ăsta o să fie destul de lung, fiindcă tunelul ăla... Clar nu. Deci am avut de făcut un... Cum îi zice, bă, de doar discurs argumentativ despre... Bă, da, stă foaia peste tastatură. Despre importanța comunicării cu familia în cristalizarea personalității adolescentului. Dar sigur că da, și a trebuit să scriu 300 de cuvinte despre chestia asta, bă. Și probabil o ieși ceva autism. Fiindcă nu puteam să scriu 300 de cuvinte despre chestia asta și am scris abia 250 și probabil că o să iau vreun... No, o să-mi pună 9, băi. Păi cum adică, măi? Păi nu, că mie nu-mi pune niciodată nimeni 10 în pula mea, numai 9 îmi pune. Ce dracu, bă! Bine, am și 10, am și 2. Am și 2, 10. N-au tine mie la chimie. 2, 10, probă. 2, 10, 5, respectiv, băga mea și pula. Și poate îmi pune 6. Dar astea nu sunt chestii care trebuie să le discutăm aici, măi. Sau poate sunt, sau poate nu sunt. Da, să vă arăt eu ceva. Fuck, stil mafiot, frate, deci apăs pe M și mi-apare mapa. Chestia asta am uitat să vă arăt și eu am destul de mult timp usă și nici nu prea o folosesc, fiindcă gen când tot așa, când vreau să caut ceva, pac, map, z. Ai, mult mai ușor, apeși map, știi, și dacă știi tu însă te uiți să vezi căcatul ăla de punct, e ok, dacă nu, ești autist ca mine, nu știu, e dracu' acum. Da, în fine, e pe undeva pe acolo. Da, uite că-l văd, nu știu, mie nu-mi sare în evidență picătura aia, gen... Înseamnă cu o picătură, care ești tu de fapt, știi, pe mapa aia. În orice caz, sper să se aud în căcatul ăsta de microfon, care, îți dai doar când microfonul, fiindcă căștile tocmai ce le-am făcut de tot aseară, nu se mai aud deloc. Și deci, eu filmez după ce am vorbit aici, comunicarea cu familia, importanța în cristalizarea acolo. Bun. Sper să fi făcut ceva. Bun. Deci, după ce v-am vorbit despre viața mea personală și secretă și ultra secretă, ne uităm puțin pe telefon, nimic interesant, este încărcat și nu știu de ce pula mea țin la încărcat, că e deja încărcat. Da, am primit pomana de 1000 de jucători, de 900 de jucători. Bă, dar știți, bă, deci...
Haideți, după ce ne reparăm mașina, măi, să avem un moment important, deci este cel mai important moment. Ar trebui când... Dar mă întrerup din momentul meu important, măi, Sami, măi! Băi, Sami, bag pula mă ta. Și cineva mi-a zis că-l copii pe Codrim Bradia. Bă, eu foloseam de astea cu măi, de când Codrim Bradia nici măcar nu era, bă. Numai că nici nu eram, nici o pula, nici pe bine. Nu contează. Deci cum ar veni când eu foloseam de astea cu măi și imitam argileni și de-astea, Codrim Bradia încă se chinuia să facă, știți voi, alea cu... Cum îi zice, bă, cu Satana Cartoons. Nu, că nu m-aș uita la Codrim, că e super tare, omul, bă. Pula mea, poți să tractezi un tir? De timp... Deci nu, ești prea mulți la tracker, coaie, prea mulți! Hai, hai, mai vine unul, mai vine în pulă să vii, băga mea și pula, bă. Dă timpul! Uite, bă, că nu, că ai sobotit o portieră, du-te, dracu! Du-te, dracu, de aici! Frate, repair! Poți să tractezi ăsta? Nu, ăsta. Ăsta și ăsta e bun de tractat de aici. Fai, dar nu mai știi ce e aici, frate. Dă timpul la mea, cui o fi mașina asta, eu las aici. Bun. Deci, dacă îi scăpă ăștia de tirul ăsta lăsat AFK, e super, dar nu știu dacă pot. Uai, ești nebun. Fac, ce-am făcut? Nu-i bine. Fac, nu-i bine. Nu-i bine. Dar a fost un început ăla, știi? Că l-am prins măcar. Adică, probabil că am făcut mai rău. Nici măcar n-am jobul să dau la ăștia repair. Hai, coaie, prind-o! Prind-o remorca mătii. Dacă m-ați lăsat, bă, vezi, bă. Hai, coaie. A, uite, că da, parte. Bun. Bun, l-am și luat. Hai, pa! Să mai pune un atenție. Tractez. Dar ce pula mea, că parcă mai bine mă tracta el pe mine, dracu. Tău să fă. Bă, deci n-am tractat în viața mea un... Hai, coai, lasă-mă și pe mine să-mi tractez. Să-mi tractez capul de camion, lasă-mă. Băi, râbă, tractez ăsta, cum se numește, tirul. Dă-te, nu! Fai, frate, lăsați-mă să-mi tractez tirul, bă. Doamne, ferește. Și acum să vină ăla, știi, să-mi dispară remorca din spate. Dar, păi, ai stat AFK în față la până să trebuia să-ți ia chicadminul, da? E mai ușor să-i tractezi tu, știi, ăsta, capul de tir. Nu, nu, ușor, ușor, nu, nu, ușor, ușor, bun, bun, frumos. Deci, frumos, elegant, că decât pac am tractat. Serios. Bine de știut. Știți ce fac acum? Bag pula în el. Bun. Așa, 1000 HP, ai pupta, bun. Ce, să pune abuz că am tractat tracări. E, asta e. Dați-mi faction worm și de-alea, că nu mă interesează. Oricum nu pot să-mi facă nimeni report pe contentul meu, cum ar veni, trebuie să fie filmat de el, deci... It doesn't matter. E corect, bă? Habar, nu mă interesează. Bine, am uitat despre ce vreau să vorbesc mai exact, dar... Deja începem să ne distrăm, știi? Ok, da. A, da, bă, cum să uit eu? Și eu nu uit de astea. Habar n-aveți, bă. Deci, momentul important, am zis că după ce repar mașina, că n-a apucat să o repar, că trebuie să tractez minunăția aia de camion. Că camionii, bun. Deci. Hai să găsim un loc așa frumușel. Uite aici, pac. Bun. Și o să fie ceva de genul, deci. Slash. Așa. Bun. Și o să fie ceva de genul. Ratatata, 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 level 50! Bineînțeles că singur în casă și aplaud în pula mea. Bun. Level 50, frate, deci la level, când faci level 50, te simți așa de... De fapt, stai, te simți la fel. Nu, dar arată bine, bă, level 50 față de level 49, arată într-un mare fel. Într-un mare, și anume fel. Hai să luăm din nou tău track-ul și să începem cu raportul ăla cu adevărat, fiindcă până acum numai când ne-am prostit și deja am inventat un cuvânt nou, o trecută 8 minute.
8 minute, oameni buni! 8 minute! 8 minute, oameni buni! 8 minute de când vă uitați la acest videoclip, viața voastră e pe cale să continue. Bun. De ce pula mea? Bine. Bun. Întoarce. Nu lovi bara din față, că așa ți-ai lovit portiera, de idiot. Ce ești? Ok. Bun. Cât HP ai? 1000. Fut pe măta. Dă-s o dau la parte când curc. Oare se supără cineva dacă dau mașină din nou parte? Nu știu, în drum, pula mea, nu o tractez, dar o dau la o parte. E ca și cum mai împing eu. Bun. This shit. Hai să-l las aici, că nu încurcă. Hai. Eu tractez după regula următoare. Încurcă sau nu încurcă? Bine, în afară de fazele când e parcată nu știu cum și nu știu cum. Dacă încurcă, eu zic că nu încurc cu nimeni, că... O tractez. Uite, asta încurcă. Corect? Încurcă cât de puțin. Da, încurcă. Ok, tău să fă și mergem. E mai simplu, frate. Deci dacă o încurcat acolo circulația și... pula mea. Deci vă rog frumos, vreau să fac și o raportul. Deci, uite-te la intrarea mea, oricam pula. Hai de pula mea. Uite-l pe ăla cu bicicleta. Bă, cine are bicicleta? Hai să descurcă, dar restul... Hai, ai, 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 e pula mea. Aveți răbdare, bă. Doamne ferea, hai că mă plimbă la răbdare aici, doamne. Hai, mă, sunt și ceva. Hai să facem pace niște drifturi cu mașina asta. Merge să faci drifturi? Nu merge. Băi, ce păcat. Bun, talent, hai talent. Hai cu talent, talent, hai. Lasă-i să intre în pulă, hai. Bun, hai, mai sunteți? A explodat un prost. Mai lasă-i, talent, talent. Bine că și-o despawnat repede la mașina. Puu, că m-am săturat. Pot să tractez o remorcă? Normal că nu pot. Bun. Slash. Atenție, tractez. Bun. Nu mă interesează pe care tractez. Bun. Deci tu să mai dat o dată, nu? Ne. Hai cu mine, unde pula mea să merg cu tine? Bine și asta care... Eject... 512, dacă vrei urcă. Man, dacă vrei urcă. Hai, bun. Ce vrea să facă la Marian, căcat din spate? Crintus, nu știu cine e Crintus, e nou? Haide, 136. Da, aparent e nou. Pe aici, bun venit, măi, Crintus, atunci ce să zic. Hai să întoarcem aici așa, cu drifturi, cu de-astea. Nu știu, bă, câte de-astea o să fac. În fine, o să tot continui raportul până la fix și o să tot vorbesc despre ce se întâmplă pe aici. Că e distractiv să faci raportul la tracker pe sâmbătă, seara, nu știu, na. Salut. Dacă mă întreabă și ăsta că filmez, eu nu mai filmez, dacă mă las, frate. Why? Dă să vă iau mașina de aici că vă încurcă cu aia. Du-te tu cu ea în pulă măcar. Te duci. Aha, mersi. Hai, mai sunteți? Mai sunteți, hai și tu. Taie curba aia cu cuțătul în pula mea. Bun. Ok. N-ai loc? Uite drept. Slash, atenție, tractez. Domnule Crintus, ți-ai făcut raportul? Alții îl fac sâmbăta sau duminica, nu, cum îl fac eu, alții îl fac lunea, asta e. Ha? Păi ieri am intrat. Păi mă gândeam că e nou, frate. Și până mea. Cu cine ai dat testul? Da. Bărbă. Nu, mă, tu filmezi pe 3 și pui pe 23. Las că amu tocmai ce filmez acei și pun tot azi. Bun, ce vreau să mai continui să vorbesc? Nu știu. Păi... Nu. No.
Ce ziceam? M-au întrebat dacă filmez, deci probabil că ceva legături cunoștea, dar nu m-au întrebat direct cât filmez, ceea ce e de apreciat. Bun. Da, atenție, tractez. Ok. Foarte ușor de făcut raportul bă, la noi aici în facțiune. Dacă vreți să fac și tutorialul, știți cum? Uite, frate, deci nu mai rezist! Bă, deci în mod normal, când nu filmezi și se întâmplă chestii de astea și e destul de greu de făcut raportul și mă sâcâie ăștia, mă nervez și ies de pe server. Bă, dacă îmi filmez, bă, ce mă mai amuză, bă, ăștia, bă, nu știți voi. Ah, fuck. Am prins-o, da, bun. E tot să vedem, bă. Cât mai am din mașină 468, da, păi trebuie să mă s-o repar, că mi-a intrat unul cu camionul mie, gata, direct, foc. What? Ok. Acum am realizat că am lăsat televizorul din partea altă deschis pe Discovery Channel și se aud reclamele de la Discovery Channel. Ce ziceam? Să mai intre unul cu tirul mie și gata. Aoleu, aoleu, aole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 l
cât mai ai raport, nu știu. 35 în total. Nu știu cât mai am din el acum. Bun. Bă, dar de pe calea ferată. Nu trebuie să tractezi mașinile gen, nu știu, pula mea e pe calea ferată, adică e logic, dar na. Nu mă bag, man. Știți cum e. Nu mă bag, man. Hai să încerc să termin și raportul ăsta, că... Tare să căitorii, bă, când știi că l-ai de făcut și... Eu oare ajung cu mașina întreagă să o repar? Hai, treci. Bun. King Claudio. Ar Infernus. Și cineva e afecam PNS. A, uite, King Claudio mă cunoaște. Da. Bă, deci când filmez eu vă zic da, bă, că doar nu-i... Da. Când doar nu-i un secret de stat sau ceva, e pur și simplu filme, da. Mare căcat, eu când vă zic da, vă zic da. Mai am eu chef de glume pe ochii, că, știi? Filmez pe ochii, nu știu. Alea-s chef de glume, știi? Na. Dar în rest, de obicei, vă zic, pe bune, dacă filmez sau nu. Și majoritatea filmezi nu, pleacă. Filmezi, da, rămân după mine, știi? Deci, se știe. Ceva clasic la... comunitatea de pe server, nu știu. E prea mult, deci la tracker e prea mult. Efectiv, e prea mult. După părerea mea, sau în opinia mea, această mașină de ambulanță încurcă, deci o tractăm. De fapt nu încurca foarte mult, dar cred că poți să o tractezi de acolo și distractiv să o tractezi mașini de astea mari, fiindcă faci drifturi cu ele și... No. Uitați cât de mișto coboară. Yeah, ambulanța! Și acum finalul... Bam. Trist. A fost un final trist. Avem un nou cuplu de homosexual, chiar mă interesa, măi. Nu înțeleg care fac oameni un cuplu de homosexual, nu. Cine a pus plunghinul ăsta, bă? Nu știu ce dracu a avut în cap, dar în fine. BV pentru level 50, tocmai ce i-am dat by level în episod să fie așa. Bun. Domnul Crintus în curând o să rămână fără HP. Da, nu mă duc să dea el de alea, să dea hodul și așa, nu. Atenție, tractez. Tractez X, bun. Ta-na-na-na-na, uitați cât de amințător sunt eu când tractez. Ta-n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 a-
deja e, hai, pst, două puncte, bă, direct, pac, știi cum? Păi eu pentru astea două puncte altă dată stăteam două ori. Nu fut pe măta. Bine.
Oh, explodat în pulă. E 18.00, dar zisei că să mai stăm un minut, că să mai povestim câte ceva și să mai vedem ce se întâmplă. Paci, da, cred că a fost cam destul. Bă, nu te duc, bă, la nicio casă, Say Hill. Bă, nu, ce se chestrezi aici, bă? Nu, glumesc. O să-l duc imediat la sechestra. Sau la produs. Cam atât și cu episodul acesta și nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un comentariu și să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Eu am fost The Wizard Roșii. Tocmai ce am filmat un episod, bă, întreg, așa de 20 de minute, bă, și am făcut ceva productiv în el, bă. E un început. E un început. La revedere.